Mulțumesc frumos. Aș dori, pe procedură, până nu ieșiți din sală, ca să nu fiți de acord cu mine, să puneți pe ordinea de zi PLX 236/2022, prin care am cerut abrogarea legii 555/2004, prin care se anulează privatizarea Petrom. Toate rapoartele sunt gata, puteți să introduceți pe ordinea de zi PLX 236/2022, că tot ați spus toți că țineți cu România, sunteți patrioți și vreți să pedepsiți Austria pentru felul în care a umilit România și poporul român. Dacă într-adevăr sunteți patrioți, dacă într-adevăr este adevărat tot ceea ce susțineți în mass media, în acest moment vă solicit să introduceți PLX 236/2022 la vot. Camera deputaților este cameră decizională. În regulă, mulțumesc pentru... Dați-mi voie dacă ați făcut o propunere, doar să vă precizez că acest proiect nu este de competența plenului reunit, este de competența Camerei Deputaților. Îmi permiteți? Nu este nicio problemă. Eu v-am făcut această solicitare. Doi la mână, în ceea ce privește titlul declarației de astăzi. Nu există definiția egalității de gen. În acest context, vreau să vă spun că această declarație nu poate fi făcută de către Parlamentul României, având în vedere dispozițiile art. 16, egalitatea în drepturi din Constituția României, alineatul 3, care menționează statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități. Aveți un punct în această ordine de zi în care se menționează că garantați intrarea în Parlament și în toate funcțiile publice a celor care se supun egalității de gen, după ce, în prealabil, ați făcut pledoarie pentru egalitatea în drepturile femeilor. Nu are nicio legătură cu egalitatea în drepturile femeilor, pentru că avem Constituția României, are legătură cu formarea grupurilor de minorități sexuale și introducerea în Parlament a grupurilor de homosexuali și lesbiene, precum și genul neutru. Ori noi ne opunem pentru că noi suntem o țară eminamente creștină și nu avem nevoie de așa ceva în Parlament. Toți suntem femei și bărbați. Mulțumim frumos!